Și mergem mai departe. Iată, avem niște oameni minunați care vin astăzi alături de noi. Sunt chiar doi campioni îndrăgostiți, logodiți în prima zi a anului și au împreună o viață în față. Larisa Iordache și Cristian Chiriță. Pam, pam! Bine, Ciuca! Sărut mâna! Bună ziua, arătați superb. Salut, salut. Ce faci? Bine. De tine am mai auzit în decembrie când a venit Larisa aici și povesteam și tu erai în Franța la campionat și avea emoții pentru tine. Haideți tână la familie să luați loc aici pe în programul Prima Canapea. E programul Prima Canapea pentru că sunteți prima dată pe canapea asta. Da, în formula aceasta. În formula aceasta, exact. Și în formula aceasta de soț și soție. Da, viitor. De viitor, dar pe întâi s-a întâmplat, nu? Da, așa este. Cum a fost pe întâi? Zine-te un pic. A fost emoționant, a fost frumos, a fost special. Deci stai că avem și imagini. Deci pe 1 ianuarie a fost cererea în căsătorie și? Cererea în căsătorie și s-a întâmplat acest moment pe acoperișul unui restaurant. Foarte frumos. Da, a fost doar cererea în căsătorie sau a fost și logodna aici? Logodna. Adică cererea nu a fost cu de la primărie cineva să zică vă logodna, nu? Nu, doar cererea. Și tu știai? Sau a fost o surpriză? Că pare și surpriză, pare și că era foarte totul foarte organizat. A organizat Cristian totul. De o săptămână cumva înainte de data de întâi, a organizat totul în detaliu, în detaliu. Și pe întâi și-a dorit foarte tare să mergem să mâncăm împreună, să începem anul mâncând ceva foarte bun, să avem timp pentru noi. Și bineînțeles că eu mi-am dat un pic seama pentru că era plin de emoții și... Și îmi ziceai, bă, ce emoții are, de ce... Când mă pregăteam zicea, de ce te pregătești atât pentru că este doar o cină? Și zic, ok, dar tu de ce ești atât de roșu la față dacă este doar o cină? Și apoi a început să râde și mi-am dat seama ușor, ușor, pentru că mi-a mai dat câteva tipsuri. Okay. Nu pot să zic că... Deci ceva bănuiai. Da. La tine, Cristian, de când vă cunoașteți? Cum e? De 11 luni. Și... Știu că la în cantonament la Izvorani, nu? Nu acolo? Nu, atunci ne-am văzut. Știu că a plecat ceva, să-mi iau cam eram biscuite, ceva, pac, de la un semn, cumva... Fost... Nu. Ne-am întâlnit, ne-am cunoscut prin intermediul Instagramului. Dar așa, da? Prima întâlnire a fost la un croissant cu migdale. Așa, vezi că știam eu ceva acolo de mâncare. Da, dar n-a fost la Izvorani. Nu? Nu, asta a fost aici după 2 ani. Ah, ok. Da. Cum? 11 și voi, deci, parcă v-ați cunoscut pe Instagram și ți-ai dat seama că, gata, te-au început să apară fluturii? Practic am început ca prieteni această relație și, bine, fiind singuri de o perioadă de timp amândoi, cumva, eu nu știam sigur dacă mă pot implica 100% într-o relație. Și mi-a plăcut foarte tare degajarea lui Cristian, care a fost la modul ok, dacă vrei să fiu ca prieten lângă tine, ca amic, ca iubit, eu sunt aici indiferent de ce orice fai. Ai nevoie. Da, și asta mi-a plăcut foarte mult, pentru că mi-a oferit mie libertatea de a alege cumva și de a nu fi stresată. O presiune. Exact. Și această lipsă de presiune cumva pe mine m-a făcut să dau drumul sentimentelor și să... E mai frumos când vine așa natural. Da, clar. Și el știe, presiune. Adică vezi că a citit și el 2-3 cărți de astea de cum agățăm în 8 pași cu B. Și Cristian, oameni buni, trebuie să știți, Cristian Chiriță este campion la tenis de masă, nu? Da. Și dacă zice ping-pong, nu, e cartonaș roșu. Da, direct. Prima dată ți-a zis că ce, tu ești cu ping-pong-ul? Ți-a zis? Nu, prima dată mi-a zis ești cu basketul. După aia am zis că... tenis de masă. A, ping-pong. Și eu zic nu, ping-pong e pentru amatori și tenis de masă e pentru profesioniști. Deci ping-pong-ul e pentru noi ăștia, da. Și tenis de masă. Cum te-ai apucat de tenis de masă? Din greșeală. Da? Da. Maica mea... Deci întâi ai început cu ping-pong. Eu am început cu fotbal, da? Am mers o lună. Și după aia mama avea o prietenă foarte bună în Moldova și i-a zis pe 1 aprilie, i-a zis de 1 aprilie în 2007, i-a zis vino cu mine să-ți iau ceva de la mall, un încălțăminte pentru fotbal. Eu am crezut, normal că am crezut. Am intrat într-o sală de tenis și antrenoarea ce putea să-mi zică de 1 aprilie când a văzut că am dat de 2 ori cu mingea? A zis că ești foarte talentat și am crezut. Normal. Și de atunci, spune că din 1 aprilie a început cu o glumă. Ziua dar mi se pare foarte tare asta. Vezi când îți dă încredere profesorul de lângă tine, prinzi aripi. Da, contează foarte. Și așa am rămas acolo. Și acum ai ajuns campion, cum ziceam, nu? Da. După atâția ani, trebuia să arăt și eu rezultat.
Și ești campion național sau cum e? Multiplu campion național și european. Și... și urmează. Poate mai mult pe, pe internet, ăștia joacă ping-pong prin China. Și da. Stau la 20 de metri de ping-pong, pardon, tenis de masă. Stau la 20 de metri de mesele. Asta e stilul meu, așa. Asta îmi place mie mai mult. Am zis chinezi pentru că mi se pare că e un sport care asiaticii îl stăpânesc mult mai bine. E sportul național în China. Deci acolo și un bucătar poate să apară și să te bată. Să bată top, de exemplu, în Superliga Chinei a apărut un bucătar care a bătut top 10 mondial, 2 din top 10 mondial, un bucătar. Și dai seama cum avea o minge în bucătărie cu tica aia. Și omul nu arăta fit, arăta 110 kg, cam așa. Era... tehnica da, conta, nu? Da. Cât a ținut cel mai mult un meci de masă, un tenis de masă? Păi cred că un meci durează ăla, cel din 4 din 7, adică până la 7, până la 4, adică până la 4-0, da? Da. Poate să dureze și o oră. Și cum jucați, până la 11 sau până la 12? Până la 11. Până la 11. Da. Și la voi se punea când e 6-0 nu, sau 9-0, nu merge. Nu, nu, servim. La ping-pong. Cum vezi, la mine la Târgu Jiu avea mese de ping-pong ciucă din ciment. De alea da, puse printre blocuri, știu, mamă, ce băgam acolo. La un moment dat jucam cu, la șmecherie, cu coada rachetei. Da. Rachetei, te, paletei de tenis. Deja. Da, mă, și țineam și așa, la pac, tot. Și fratele meu, când a început, avea o masă cât asta, așa. I-a făcut-o special pentru el. Când ajungea la masa aceea, mă. Și joacă și el? Da, da, e campion și el e foarte bun. E mai bun ca tine? În momentul de față, sincer, da, îi spun că e mai bun ca mine. E mai mic? Da, are 17 ani. Și ați jucat și în competiții? Bine, eu îl știu perfect, adică eu am bilanțul 10, l-am bătut de mai multe ori decât m-a bătut el, el m-a bătut o singură dată. Dar el poate să bată jucători pe care eu nu pot să-i bat și eu pot să bat jucători pe care el nu poate să-i bat. Dar voi v-ați întâlnit așa la... Și anul trecut am jucat dublu împreună pentru prima dată și în istoria României, așa. A, voi doi în aceeași echipă? Da, și când doi frați au câștigat campionatul național. Deci am câștigat naționale și prima dată am jucat. Și vă și certați câteodată? Bă, n-ai dat cum trebuie. Nu. De când atunci fix era perioada când am cunoscut-o pe Larisa și mi-a zis așa. În momentele grele zâmbești. Nu contează cât e scorul, tu zâmbești. Și era un scor gen 2-2, 10-9, ei aveau minge de meci și Iulian era foarte agitat. Și zic, zâmbești. De ce te enervezi? Zâmbești, distrează-te. Fix cuvintele ei. Și i-am bătut. Na. A început să zâmbească, nu înțelegea nimeni de ce zâmbim, că pierdem. Da, pierdeam concursul și până la urmă. Câteodată când stai să te gândești așa ce e în spatele unui sportiv în meciurile astea de mega tensiune, am citit o carte și cred că e cel mai bun autoportret a unui sportiv, cartea lui Andrea Agassi. Jucătorul de tenis și la un moment dat povestea când în super turnee, numărul 1 mondial, juca tenis cu Pete Sampras, nu știu ce, el se gândea să nu-i cadă peruca, că avea perucă, că ce o să zică lumea, știi? Adică tot felul de trăiri la care nu te-ai gândi că omul ăla trece și el prin diferite stări. Tu urmăreai pe Larisa când era la... Mi-a zis tata... În lotul de gimnastică. Când era mai mic, mi-a zis tata că ne uitam la gimnastică. Și era, gen, eu uitam la ea și colegele ei. Dar eu, na, nu știam atunci, Larisa. De cât e diferența de vârstă între voi? De 4 ani. 4 ani. A, păi, na, și te uitai și zicea tata, da, într-o bună zi o să o cunoști pe fata asta. Păi și de ziua lui, i-am zis, vezi, zice Larisa la mulți ani. Păi, care Larisa? Larisa Iordache. Larisa Iordache de la America Express, gimnasta, nu știu, zic, da. Și era... super entuziasmat, wow, cum... Foarte frumos. Ne uitam la ea când erai tu mai mic și acum... Și acum e noră mea. Da. Acum e noră mea. Da, a fost foarte emoționat. Da. A fost foarte emoționat. Și urmează nunta? La anul urmează nunta religioasă, dar anul ăsta ne gândim să facem cununia civilă. Să facem așa, în familie, să fie ceva frumos. Și se chimea Larisa Chiriță? Și Iordache și Chiriță. Okay. Îți păstrezi și numele? Bineînțeles că mi-l păstrez, pentru că cumva cu numele acesta eu... E numele de campion. Da. Mi-a făcut practic foarte multe lucruri pe acest nume și cumva mi-e drag de el, nu am cum să-l las deoparte. Mi se pare firesc. Da. V-ați mutat împreună, nu? Da, de foarte multă vreme. Cine gătește? Niciunul dintre noi. Ok. Cine spală vasele? Păi dacă nu gătim, de ce să spălăm vasele, logic? Cine face patul? Amândoi. Amândoi. Amândoi.
curat. Ciucă, pui tu perna asta și trage de aici. Perfect. Ai jucat cu ea tenis de masă? Da, chiar se descurcă foarte bine. Atâta zic. Mâine, poi mâine o să afli. A intrat în zi, în competiție, Larisa Chiriță. No, nu ne ducem prea departe, adică la modul, am fost acum în cantonament cu ei, cu el și cu fratele lui și la un moment dat Iulian nu avea paletă să se joace cu mine și și-a luat telefonul și juca cu telefonul cu mine. Zic, băi, chiar îți bagi joc de mine? Adică, pe bune, ia paleta și face, hai că mă descurc. Și juca cu telefonul pur și simplu cu mine. Zic, mersi, hai că mi-ai dat direct. Bă, dacă clasă. Aveam o masă de ping-pong, ciucă, măcar o minge câștigam și o minge din 11, nu, nicio șansă, nicio șansă. Te lăsa. Doar dacă mă lăsa. Perfect. Oameni buni, Larisa Iordache vă așteaptă pe Instagram, Cristian Chiriță și el. Sunteți foarte frumos, aveți grijă de voi și vă mai așteptăm cu mare drag oricând. Multă baftă în tot ceea ce faceți, Nearică. Ne pregătim imediat după o scurtă pauză să intrăm în forță, da? Trei probleme le rezolvăm imediat în audiență, Nearică Răducanu. Ne întoarcem imediat.